Este vorba despre proiectul Un prânz cald, o vorbă caldă, Așa nu? este. Care a fost destul de mediatizat și a început încă de anul trecut, în perioada rece Așa anului. este. Durează deja, iată, e al doilea an și nu vă opriți aici, nu? Noi, de fapt, anul trecut acest proiect l-am preconizat pe 3 luni de zile, adică perioada rece anului, dar cu părere de bine au apărut câteva parteneriate pe parcurs, deja cu Federația Voievod, inclusiv cu patru instituții de stat, patru ministere de interne, Ministerul Muncii, de Tineret și Sport și respectiv Mitropolia Moldovei, care ne-au permis să continuăm inițiativa noastră, oferindu-ne un loc unde putem să gătim mâncare ceva mai bine și respectiv și produse alimentare.